E prima mea zi de școală. Eu am un buchet foarte fain, pentru că mama e asistentă medicală la stomatologie și primește întotdeauna flori și ciocolată. Ieri am fost cu mami la piață și am cumpărat un buchet de garafe pentru doamna Lucreția, doamna învățătoare. Sunt convins că o să fie cel mai frumos buchet. Sunt foarte mulți părinți cu copii și fiecare are cât un buchet de flori în mână. Am și eu un buchet imens de trandafiri pentru doamna învățătoare. Doamna învățătoare ne așează în bănci după înălțime. Eu nu sunt așa înaltă și pic în a doua bancă. Ce bine! Face prezența și ajunge la numele meu, Udrea Alexandru. Prezent. Și îmi zice să mă duc în ultima bancă de la perete. Merg în fața clasei, îi dau florile și după ce mă pupă pe obraj, îmi zice să mă așez în banca a treia de la ceam. Mi-a plăcut în pauză. E cumva ca la bloc, doar că ai de unde să alegi cu cine să te joci și locul e mult, mult mai mare. Mă simt foarte bine cu colegii mei. Mama acasă mi-a spus că o să fiu popular. Sună clopoțel. Pauza s-a terminat. Mie cred că nu-mi plac pauzele. Udrea e ție!